Bine v-am regăsit, să ne amintim ultima întrebare. Pariul este o provocare pentru o echipă de două persoane, așa că presupunem că v-ați ales ca partener un prieten și cineva vă propune următoarele. Eu, împreună cu tine, vom intra într-o cameră. Partenerul rămâne afară. În cameră vom folosi un pachet cinstit de 52 de cărți de joc. Voi extrage, la întâmplare, 5 cărți la care poți să te uiți. Deci vei ști care sunt cele 5 cărți. Apoi voi alege una dintre ele, pe care o vreau eu, și o voi lua împreună cu restul pachetului de cărți. Deci rămâi cu 4 cărți de joc. Și trebuie să pui cele 4 cărți de joc rămase în cele 4 plicuri, câte una în fiecare plic. Apoi, noi doi vom ieși din cameră și va intra partenerul. Dacă partenerul, după ce vede conținutul celor 4 plicuri, știe să spună care a fost a 5-a carte extrasă, cea pe care am luat-o eu, ați câștigat. Dacă nu, ați pierdut. Așa cum s-a mai întâmplat și cu alte câteva întrebări pe care vi le-am pus, și de data asta întrebarea a fost inspirată de un truc al așa-numiților magicieni. Este vorba despre următorul truc. Magicianul te pune să alegi, la întâmplare, 5 cărți dintr-un pachet de 52. Apoi, fără să vadă cele 5 cărți, le dă unui asistent. Acesta îi arată magicianului pe rând 4 cărți, după care magicianul spune care este a 5-a carte. Văzând 4 cărți, el știe care este a 5-a. Chiar pare magic, nu-i așa? Metoda se bazează pe faptul că prin informația de pe cele 4 cărți pe care le vede pe rând magicianul, plus ordinea în care sunt arătate, după cum veți vedea, se poate codifica informația care caracterizează a 5-a carte, adică culoarea și valoarea acestei cărți. Pentru a putea face această codificare, trebuie să atribuim o ordine culorilor și o valoare cărților. Propun să folosim ordinea culorilor care se folosește în jocul de bridge. Pentru cei care nu cunosc acest joc, voi spune că, după câte știu eu, este singurul joc de cărți în care norocul n-are niciun rol. Și vă recomand să învățați bridge, este un extraordinar joc de tactică și strategie, dezvoltă gândirea, memoria, logica, spiritul de observație și, repet, norocul n-are niciun rol. Ordinea crescătoare a culorilor care se folosește în jocul de bridge este treflă, caro, cupă, pică. În ceea ce privește valoarea cărților, să stabilim că aceasta este cea scrisă pe cele fără figuri, plus 1 pentru as, 11 pentru valet, 12 pentru damă și 13 pentru rigă sau popă sau crai, cum doriți să-i spuneți. Folosind ordinea culorilor și valoarea cărților, codificarea informației despre o carte din cele 5 se poate face în felul următor. Un set de 5 cărți de joc conține întotdeauna cel puțin 2 de aceeași culoare, deoarece nu există decât 4 culori. Asistentul alege o carte dintr-o culoare care se repetă, dintr-o culoare care apare de mai multe ori. Să numim această carte cartea ascunsă, deoarece este cartea pe care o va ghici, ca să zic așa, magicianul. Dacă sunt 2 culori care apar de mai multe ori, 3 nu pot fi, deoarece sunt numai 5 cărți, n-are importanță, asistentul alege o carte din oricare culoare care se repetă. Dar nu alege cartea la întâmplare, ci alege cartea care, într-un aranjament circular al cărților de aceeași culoare, se găsește înaintea perechiei, în sens orar, cu cel mult 5 cărți. Presupun că n-ați înțeles nimic. Vă cred, nici eu n-aș fi înțeles nimic de aici, așa că vă arăt. De pildă, dacă am 3 și valet de pică, atunci, în sensul acelor de ceas, am 1, 2, 3, 4 cărți de la valet la 3 și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cărți de la 3 la valet.
Și atunci aleg intervalul mai scurt, cel care conține cel mult 5 cărți între cele două din pereche, și aleg cartea care devine cartea ascunsă, cea pe care trebuie să o ghicească magicianul, cartea care, dacă mă gândesc la o mișcare în sensul acelor de ceas, este înaintea celeilalte, adică în cazul acesta 3 de pică. Vă rog să observați că întotdeauna există un interval între cărți cu mai puțin de 6 cărți, maxim 5, pentru că dacă crește acest interval, scade acesta. Dacă voi avea, de pildă, aici 6 cărți, atunci aici voi avea doar 5 și atunci acesta va fi intervalul care mă interesează și în acel caz valetul ar deveni cartea ascunsă. Dacă sunt mai multe două cărți de aceeași culoare, asistentul alege una dintre perechile care satisface regula despre care am vorbit, adică să nu aibă mai mult de 5 cărți între ele. De pildă, în cazul în care am avea 4, 7 și damă de caro, atunci perechea ar putea fi dama cu 4, pentru că între ele avem 4 cărți, dar ar putea fi și 4 cu 7, pentru că între ele avem doar 2 cărți. Asistentul o poate alege pe care dorește, dar de obicei mă gândesc că e mai bine să aleagă perechea între care sunt mai puține cărți. Și atunci, în cazul acesta, cartea ascunsă ar fi 7 de caro, iar perechea ei ar fi 4 de caro. Deci, cartea aleasă în modul pe care l-ați văzut este cartea ascunsă, cea pe care trebuie să o ghicească magicianul și ea are întotdeauna o pereche de aceeași culoare. Iar prima carte pe care o arată asistentul magicianului este perechea cărții ascunse. Și din acel moment, magicianul cunoaște culoarea cărții ascunse, știe că este aceeași cu cea pe care o vede și mai știe că valoarea cărții ascunse este valoarea cărții situate cu cel mult 6 înaintea celei pe care o vede în sens orar în cercul de cărți, deoarece putem avea cel mult 5 cărți între cele dintr-o pereche. De pildă, dacă vede 10 de pică, știe că trebuie să ghicească o carte de pică și că valoarea ei nu poate fi decât valet, damă, popă, as, 2 sau 3. Nu poate fi altă carte. Deci cu cele 3 cărți rămase, asistentul trebuie să comunice un număr între 1 și 6. Și acest lucru este foarte simplu dacă ordonăm cele 3 cărți, obținând o serie crescătoare, să notăm C1, C2, C3, cartea 1, cartea 2, cartea a 3-a, ca valoare. Dacă valorile cărților sunt diferite, ordinea lor este ordinea crescătoare a valorilor. De pildă, în acest caz, aceasta este cartea 1, aceasta este cartea 2 și aceasta este cartea a 3-a. Dar dacă 2 sau 3 cărți au aceeași valoare, ordinea lor va ține seama de ordinea culorilor. De pildă, în acest caz, aceasta este cartea 1, aceasta este cartea a 2-a și aceasta este cartea a 3-a. Pentru că, deși aici avem 2 valori de 10, caroul vine după treflă în ordinea pe care o folosim a culorilor. Iar codificarea pentru a transmite un număr între 1 și 6 este următoarea. Succesiunea în care asistentul arată cele 3 cărți înseamnă C1, C2, C3, 1. C1, C3, C2, 2. C2, C1, C3 înseamnă 3. C2, C3, C1 înseamnă 4. C3, C1, C2, 5. Și C3, C2, C1 înseamnă 6. Iar acum, magicianul nu trebuie decât să numere cărțile, pornind de la valoarea primei cărți pe care a văzut-o, cartea pereche, ca să găsească cartea ascunsă. De pildă,
Dacă prima carte arătată a fost 10 de cupă și numărul comunicat a fost 2, atunci cartea ascunsă este Dama de cupă. De la acest număr de magie am plecat atunci când am formulat întrebarea despre care vorbim acum. Poate că ați observat că eu am complicat lucrurile, deoarece în întrebarea mea, nu cel care trebuie să comunice prin informații codate care este a cincea carte, alege această carte. Ea este aleasă de cel care propune pariul și este foarte probabil că nu va alege o carte care să corespundă criteriilor de alegere despre care am vorbit. De pildă, poate să aleagă singura carte de o anumită culoare, caz în care nu avem o pereche ca să transmitem culoarea. De aceea am ales varianta cu plicurile. Plicurile numerotate ne pun la dispoziție și alte informații care pot fi folosite pentru codificare, de pildă ordinea în care le lăsăm pe masă sau poziția cărților în plicuri. De fapt, acum putem produce chiar mai multă informație decât avem nevoie dacă, pe lângă valorile și culorile cărților, ne mai folosim și de ordinea plicurilor pe masă și de felul în care sunt puse cărțile în plicuri. De aceea am spus că există mai multe strategii posibile de câștig a pariului. Vă voi prezenta la sfârșit în scris câteva astfel de strategii propuse de cei care au trimis soluții. Eu însă vreau să vă prezint o strategie despre care cred că e cea mai simplă și vă provoc să încercați să găsiți una și mai simplă. E adevărat că este o strategie care, într-un fel, trișează, în sensul că nu se folosește deloc de valorile și culorile celor patru cărți. De fapt, ea profită de regulile celui care propune pariul, reguli care nu spun nimic despre care trebuie să fie poziția plicurilor pe masă și nici despre poziția cărților în plicuri. Vă amintiți? Ai la dispoziție patru plicuri numerotate de la 1 la 4 și trebuie să pui cele patru cărți de joc rămase în cele patru plicuri, câte una în fiecare plic. Asta e singura regulă. Trebuie să le pui pe toate patru și n-ai voie să pui mai multe cărți de joc într-un plic. Strategia pe care o propun folosește codul binar. Stabilim că o carte pusă în plic cu fața în jos înseamnă 0, iar pusă cu fața în sus înseamnă 1. Și pentru că avem 4 plicuri, avem 4 biți. Așa că cel mai mare număr pe care îl putem scrie în codul binar este 1111, adică 2 la puterea 0 plus 2 la puterea 1 plus 2 la puterea a 2 plus 2 la puterea 3, 15. Și pentru că fiecare culoare a cărților are 13 cărți, deja e suficient ca să comunicăm valoarea cărții. Iar culoarea o putem comunica folosind numerele de pe plicuri. Dacă primul plic din stânga este plicul 1, culoarea este treflă. Dacă este plicul 2, culoarea este caro. Dacă este plicul 3, culoarea este cupă. Și dacă este plicul 4, culoarea este pică, adică ordinea pe care am stabilit-o pentru culori. Deci pun întâi plicurile pe masă, în așa fel încât să comunic culoarea, adică având grijă ce număr are plicul din stânga, și apoi pun cărțile în plicuri, în așa fel încât să comunice prin poziția lor, în cod binar, valoarea cărții ascunse. Și acum să vedem câteva strategii propuse în răspunsurile pe care le-am primit.
Azi o întrebare despre funcționarea ceasurilor. Presupuneți că avem un ceas cu pendul și unul de masă tip clasic mecanic. Sper că cei tineri au apucat să mai vadă astfel de ceasuri și să audă ticăitul lor. Mai presupuneți că ele au fost perfect reglate la nivelul mării, deci acolo arată amândouă ora exactă tot timpul sau măcar un timp îndelungat. Și acum vă rog să descrieți pentru trei situații diferite cum funcționează cele două ceasuri. Adică pentru fiecare ceas să spuneți funcționează sau nu și dacă funcționează o ia înainte, rămâne în urmă sau funcționează în continuare perfect. Încă ceva, presupuneți că temperatura ceasurilor este aceeași în toate situațiile. Prima situație. Ceasurile sunt duse în munți, la, să spunem, 1500 de metri altitudine. A doua situație, ceasurile se găsesc pe suprafața lunii, în exterior, nu într-o navă sau în interiorul unei construcții. Și a treia situație, ceasurile se găsesc în interiorul stației orbitale. Atenție, nu este vorba doar despre intensitatea câmpului gravitațional. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!